Eu sunt Hanna Alpina. Eu sunt Kumar Ganga. Amândouă suntem verișoare. Și mamele noastre sunt surori, iar tații sunt prieteni. Tații noștri sunt din India. Și așa, timp de 18 ani, dragostea moldo-indiană a prins rădăcini în două familii din Moldova. Mai ales că unul dintre bărbați a știut cum să condimenteze prietenia, ca aceasta să prindă gust. Tatăl Gangăi este bucătar de meserie și unul iscusit la bucătărie, de i-a reușit să împace mămăliga cu pocora indiană. Prima când bunica a făcut la durile și mămăliga, eu m-am plăcut că nici de trebuia să n-am mâncat așa. Cu brinjea de oaie, cu smântână. Și de atunci își alintă apropiații cu bucate alese, fie că e în Moldova sau la mii de kilometri. Și când mă duc în India, sisăror, frate, mi-am spus că ce e încolo, voi mănâncă. Dar eu am spus că mămăliga cu borșă, căpșânia e încolo, mai găsă să facem cu carne. Când cu mămăliga, facem cu pește prăjit, cu strui, cu mujdiri, cu brinjea, cu smântână. Tatăl Alvinei nu e bucătar, dar știe să le instaleze pe toate. Părinții mei se înțeleg foarte bine. Tatăl meu este minunat, mă ascultă mereu, face ceea ce îl rog eu. Prietenii de la școală tot întreabă ce naționalitate sunt eu și eu le spun că mama este moldoveancă, iar tatăl este din India. Jimmy, Jimmy, acea, acea! Prieteni, o bucățică de India avem și noi la Moldova Are Talent. Salut! Salut! Ce straie frumoasă aveți! Mersi mult! De ce ați venit aici? Ca să participăm mai departe la concertul și ca lumea să ne cunoască. Da. Succes, vedeți! Să vă spună trei de da! Despărțite la naștere, una are o alunică aici, alta are aici și peste 20 de ani, făcând baie la Valea Morilor, ele s-au văzut una pe alta și... Spune-mi, te rog, puișor Alvina, dacă eu îți propun să mergi mai departe singură, ești de acord? A? Păi, nu știu. Pentru că, să nu se supere verișoara ta, tu ești în temă, tu ești în dans, verișoara ta este cu mult mai slabă și atunci eu sunt de acord să-ți spun din start, da, ție. Voi trebuie să hotărâți între voi, sau merge una, sau... Sau vă mai antrenați și veniți în sezonul următor. Da, singur. Maestre? Pentru Alvina, da. Eu, din partea mea, vă spun un nu și vă doresc succes în continuare. Oh, bărbaților, așa de cruzi sunteți azi. O să mă duc lângă fetele astea să le susțin. Eu vreau să pun cuvânt pentru fata asta. Domnul Mihai, hai să le lăsăm pe ambele. Dacă nu o să vină pregătită, o să fie totul pe capul meu. Pentru că sunt surioare și este frumos să meargă împreună.
să nu le certăm noi, da? Domnul Mihai, eu vă rog. Numai cu o condiție ca ganga să lucreze. Tu așa e că știi care este diferența între voi, da? Atunci te rog, dacă promiți, atunci... Pentru mine, mulțumesc! Bine, da. Publicul! Prietene, vă mulțumim! Mergeți în etapa următoare, asta a fost să fie. Mulțumesc! Succes! Fetele, a fost grea decizia când v-au întrebat membrii juriului una. Păi eu nu vroiam singură, ci vroiam cu verișoară. Tu ții la verișoara ta. Este ca o soră pentru tine. O iubești? Da. Și tu ai acceptat tot fiindcă îți iubești verișoara. De ce ai acceptat? Tu erai gata să cedezi drumul surorii. Succes! Ne bucurăm pentru voi!